stații, autobusul are o pană de cauciuc. Să merg un pic pe jos, până la stația următoare, face chiar bine la sănătate. Pornesc încet, înaintez câțiva pași, cam nesigur, mă oprește o clipă în mijlocul trotuarului, unde aștepta zbor de rândunică, rătăcită în măcar, razant și un ciudat, necontrolat zvâcnet al inimii. O îndepărtată, tandra adiere părea că vine despre cuiburi de luți, din grinzi de grajduri, din aprilie odinioară, cu melancolii, cu atâtea melancolii. Eram, cum să spun, chiar dus de acasă, cu capul într-un nor foarte înalt, într-un foarte înalt nor de sus. Nevăstuită, balenă? Nu, cul. Și tocmai atunci s-a întâmplat să se izbească de mine un flăcău zdravă și ăsta-i mă în drum ca o balenă. Un pic șocat, trezit brusc la realitate, găsesc comparația cam îndrăznează și totuși sugestivă. Putem descoperi oriunde, oricând ceva nou, poate vechi, încă nerostit despre noi. Însă există decât sau puțin să analizez și o secretă legătură de viziune cu grinzele de care tocmai mi-am amintit.